Hai să vă dăm. Bună ziua, dragi. Bună ziua și bine v-am găsit la domn profesor cu exerciții de matematică. Așa e, așa este. Clasa 4, domnule. Da, clasa 4, sigur. Ne pregătim pentru testare sau cum vreți dumneavoastră? Iarăși ne pregătim pentru altă testare. Ne-am pregătit pentru alta una și ne pregătim pentru alta. Deci, pregătire, chiar așa zice, pregătire pentru testare. Clasa 4 sau clasa 5, acum treceți, domn profesor. Pentru testare. Da, mai. Pentru testare, pentru clasa. Hai mai la mamă aici. A, 5. Da. Pregătire testare pentru clasa 5. Da. Domn profesor, eu am găsit o problemă care nu știu să explic, dar hai, și nici, cred că nici David, așa. Rog. Deci dacă A ori B este egal cu cât era la ea? 360. Dacă A ori B egal cu 360. 60, da. Și A minus B egal cu 110. 110, așa. 110. Da. Să facă și B-ul. Da. Ce idee am avea aici? Zic cum ai plecat tu, Daria. De exemplu, Daria. Aș face teorema. Care e teorema? Adică A egal cu 300. A egal cu? 360 împărțit la B. Da, și după ce faci asta, A egal cu 360 împărțit la B. Aș înlocui în A-ul aici, nu? Da. Și vine 360 supra B, sau împărțit la B, minus B. E o problemă mai dificilă. Adică aceeași numitori, B pătrat. Da. E un pic mai dificil. Domn profesor, inițial. Dar au plecat așa, pe A egal cu 110 plus B. Așa. Și-o zic că înlocuiești în cealaltă. Da. Da, și nu a fost prea bună. De ce n-ai insistat totuși? Pentru că 110 plus B ar fi fost 110 B plus 2B. Deci, plus B ori B. Hai să vedem. Merg pe mâna ta. Deci spui că ai de aici scos că A ar fi egal 110 plus B, nu? Da, și atunci o să am și, 110B. Sus, și le-ai zis 110, plus 110 plus B, totul de mulțit cu B, B egal cu 360. Da, și am avea acolo 110B plus B ori B. Da. Este egal cu 360 și nu prea... Așa este. Eu însă m-aș opri la relația așa cum o vedeți voi scrisă și m-aș gândi să-l descompun cât ori cât să facă 360. Da, așa până la urmă așa am făcut și eu cu mama. Da? Și am scris 4 ori 9 egal cu 36. Bun. Deci aici ai văzut așa. Ca variante, da? Da. 40 ori 9. Sau 4 ori 90. Așa. Deci 40 ori 9. Sau ai mai văzut ce variantă? Da, bine. Băi, gândește și la o variantă. 90 ori 4. Cât? 90 ori 4. 90 ori 4. 60 90 ori 4. 60 ori 6. 60 ori 6. Nu ori 6, 6 ori 6, 36. 60 ori 6, corect, da. Da. Așa, și... 120 ori 3. Da, 120 ori 3. 120 ori 3. Acum mă interesează să fii peste 110. Da, da. Da? Mă interesează să fii peste 110. Pe 110 îi se mai pune B-ul și pe nu se mulțește cu B-ul. Atunci ar fi numai 120. Deci, din raționamentul pe care îl facem acum, că în clipa asta ne gândim la A și B numere naturale. Da. Deci noi nu avem voie să ne gândim în altă zonă. Da. Și acum ne gândim 110 plus B. La 110 mai pun ceva și pe urmă mulțesc cu acela și să-mi dea 360. Deci aștept peste 110 să fie. Corect. 120 ar fi o primă tentativă. Adică la 110 s-o mai pus 10 și ar trebui mulțit cu 10. Da. Poate 360 nu-i dat chiar corect, domn profesor. Să facem da. Acolo repede o rectificare. 110 plus 3, domn profesor, adiceți dumneavoastră două numere și puneți. Deci, 113 ori 3, care dă 330. 123. 100... 110 și cu 3, da? 113 ori 3, 139, domn profesor.
339, total. Da, bun. Da, da. Da, așa am rezolvat. Am și acum aștepteți... Și acum da. Ne gândim la toate posibilități, da. Dar înainte de a fi început, trebuia să facem observația asta. Câte vreme unul din factori este 110 plus ceva, deci aștept pe 110 să-l măresc cu B și pe urmă să mulțesc cu B. De aceea, pe 339 îl descompun acum. Deci 339 îl descompunem și merge printr-un 3, nu? Da. 3 ori 113. 3 ori 113. Hai să zicem ce înseamnă. 300 plus 30 plus 9. Da. 300 plus 30 plus 9, dacă vrei să descompui așa. Dar noi ne gândim, Davide, eu avem aici o mulțime dintre doi factori. Da, Davide. Deci te atenționez că e vorba de mulțirea doi factori să facă 339. Și acum, unul din factori este 110 încă ceva și încă ceva. Da? Eu umblu foarte tare după relații, dacă o desfac strict tot aici. Păi da, dar ei de unde știu că trebuie să oprească aici? Că se blochează aici. Nu, 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 păi nu, n-au voie, nu se poate, vă să insistăm în continuare. Deci, observația care trebuie făcută este că unul din factori este peste 110, și celălalt este exact cât se adaugă, nu? Și trebuie să mulțească două numere acolo. Așa, mulțim două numere. Mulțim, ca să explic și eu, da. Deci mulțim două numere. Dacă te desfacem 110B plus B ori B, am stricat tot jocul. Exact. Nu, aici trebuie lăsat. Oprit. Aici lăsat și trebuie oprit. Să vadă că e mulțirea la două sigur. Numere în care unul e mai mare de 110. Așa. Unul mulțirea la două numere, unul e mai mare de 110 și ăstuia, care e mai mare de 110, îi se adaugă exact factorul care se mulțește da, cel de 2 factori. 339, da. Profesor, poate văd cu ceilalți copii și să fie clar. 339. E, acum, dacă le explicați, lor să înțeleagă. Da. Și acum, în clipa asta, vreau să-l văd pe 339 ca fiind produsul a două numere. Produsul a două numere. Și este 113, o variantă, ori 3. Să scrieți unul ăla când da? 113 da. Ori 3. Deci 113 ori 3 este. Și această formă de scriere a lui 339 ca fiind 113 ori 3, încerc să o valorific. Aș mai avea alte variante? În descompunere... Care să fie cu 100, piste 110. Deci nu. Nu, nu, nu. Vedeți? Imposibil. Nu. Deci de acolo văd 110, ăla vă și dictează... Ne dictează factorul la care putem deci să ne gândim. A, deci ar putea să fie numai 113. Deci a este 113. Atât. Asta e singura descompunere. Și B este 3. Și B este 3. Deci de acolo cu B egal cu 3. Și dacă am mers așa, atunci zicem 110 plus... 3 să fie ăsta și B-ul 110 plus, plus așa, 3 nu, 110 plus 3. B plus da. B da. Să fie ăsta și B-ul să fie ăsta și atunci este prin observația asta făcută, ne-am dus direct că B-ul este 3, deci le iese că B egal cu 3 scurt asta era povestea. B-ul este 3 și au de acum înlocuim acum. Acolo și la fel, dar nu mai era greu, da? Da? Dar cum se opreau ei aici? Păi, să nu se ducă pe mai departe. Uite, nu... uite, mai facem astfel de situații. Și cu plus. Înmulțit și cu plus după aceea. Da, 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 da. Deci, uitați, noi luăm două numere. Da. Din culise. Așa gândim ieșițul. Deci zice 75 ori 43, da? Vă rog să mulți 75 ori 4, știi? Ăsta este A și ăsta e B. 75 ori 43. Egal cu? Acum vă spun. 3.225. 3.225. E bine? Da. Da, da. Davide, ai îndoială, da? E bine. 3.225. Deci, A ori B, egal cu 3.225. Da? 3.225. Și A plus B, ca așa mi-a da.
este egal cu cât vine aici 11, 118. Să se afle A și B. Corect. Aici... Ha? Aceeași idee o avem, scoatem pe A din a doua și A egal cu 118 minus B. Îl înlocuim în prima și avem 118 minus B. Totul de mulțit cu B să facă 3225. Deci A trebuie să fie mai mic decât 118. Deci A trebuie să fie mai mic decât 100 și B. A și B sunt mai mici, împreună fac 118, da? Deci și A și B trebuie să fie mai mici decât 118. Da, ea se zicea acolo cu 118 minus B, de-aia vă zice. De asta îmi spune că B-ul trebuie să fie, cum să fie, mai mic decât 118, cum să spui, despre B. Da. Ca informație. Dar eu spun că și A și B. A și B trebuie să fie mai mici decât 118, pentru că împreună fac 118. Așa că... Și cum îi dă plaja? Acum o fac ei. Și acum stăm și analizăm. E vorba de produsul a două numere. Da? Produsul a două numere care fac 3225. Da. Și trebuie să facem toate variantele de descompunere a lui 3225. Cât ori? Cât se facă 3225? Păi, pentru ce putem să împărțim la 5, primul lucru care îți vine în minte. Păi 5, sigur că da. Deci o primă chestiune, m-am învățat parcă descompunerea aceea. E ca și cum am face împărțirea, da? 3225, când împărțim la 5, 5 în 32. 645. 6 ori. 6 ori 5, 30. Și ne rămâne 22, de 4 ori. 22, 5 în 22 de 4 ori. 4 ori 5, 20. Da. Rămâne un 2. Punem lângă 2, 5 și facem împărțirea. Da, 25 împărțit la 5, 5. Și face 5 și fiindcă ultima cifră e 5 mai merge odată. Da? Da. Și bine. 129. 5 în 60, 5 în 6 odată. Rămâne 1 rest. 14. 5 în 14 de 2 ori dă 50, rămâne 5, 4, 5, 45. 9. 5 în 45 de 9 ori. Se poate împărți la 3. Deci, asta se poate împărți la 3, cu 1 și cu 2, 3 și cu 9, deci merge la 3. 3 în 12 4, de 4 ori. 43. 43. Și 43 este număr prim. Nu se mai poate. Deci, nu mai și am aflat pe B. Dar eu le-am, tu nu știi, tu nu noi știi. Nu știm asta. Da. Deci e vorba de... parcă am primit acest echeșițiu de la cineva și acum îl rezolvăm. Fără să știm cine e și cine e. Da. Și dacă noi am ajuns la numărul 43, acum, ce am face? Miruna, Daria, uite cum voi face. Pe 118, 118 minus B, totul de mulțit cu B, este egal cu... Cu cine? În loc să scriu 3225, scriu descompunerea aia care am făcut. 43 ori 3 ori 5 ori 5. Deci 43 ori 3 ori 5 ori 5. Da? 43 ori 3 ori 5 ori 5. Acum, unul din factori este 43 și toată partea cealaltă e partea următoare, da? Deci, care sunt variantele posibile care să obțin eu? 43 deci o să am o dată. 118 minus B se facă 118, că nu știu. Da? Eu zic 43, 118 minus 118 minus B să fie egal cu 43. Da. Și obligatoriu B-ul trebuie să fie exact ce-o mai rămas. Adică 75. 75. Și acum, din 118, dacă se vedem pe 75, între 43? Da. Da. Deci, iată că B-ul este 75, o variantă. Da. Și 118 minus B? Minus 75, sigur, va da 43. Da. Deci, asta e o variantă.
Da? De unde am scos că B e 75 și AU este... Cât va fi AU? 43. 43, nu? Da. 118 minus B. 118 minus 75. 43, da. Da, 43. Și am găsit prima variantă. O altă variantă caut acum. 118 minus B poate să fie partea cealaltă, 75, și B o să fie... prin diferit de acolo, dacă facem, dă, 43. 43, da? 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 Deci, iată că am și varianta B, o 43, și A o să fie cât? 75. Am și variante, da, sunt, da, mult prea mari peste... Pentru că trebuie luată și asta în calcul, da? De ce am așteptat și perechea asta? Am așteptat și perechea asta, fiindcă produsul e comutativ și atunci e comutativă. Era de așteptat, că schimbăm pe A cu B, da, obținem același lucru. Ăsta e și motivul pentru care am spus, hai să fie 118 minus B, partea cealaltă. Da? Da. Acum, ce se întâmplă? Aici eu am o problemă, că ei nu știu să ajungă aici, să se oprească acolo și să gândească la două numere. Păi dar eu nu m-am oprit încă. Vreau să relaționez. O altă variantă ar fi că 118 minus B egal cu 43 ori 3. 43 ori 3. A, o luăm așa. Sigur că da, că trebuie să epuizezi, să arătăm că nu mai corespunde. Trebuie luat că nu mai corespunde, de la un lucru se întâmplă un lucru. Nimeni nu mai nu spune că asta e suficientă. Deci eu asta vreau să analizez la toate variantele. Deci ar să fie așa, 118 minus B egal cu 43 ori 3, care face cât? 129, da? Iar B-ul trebuie să fie ce-o mai rămas, 25. Ei, din 118, dacă scad pe 25... Nu mai e 200, că n-am cum să mai dea 129. Nu mai îmi dă, vedeți? Deci, gata, de acum sare, ieșiți-o, pierde și aici spun, nu mai are sens să mai analizăm. Imposibil. Imposibil, că ori de când din 118 scad un B să fac 129, nu e posibil. Iată o observație foarte rapidă făcută și atunci singura variantă rămâne este asta. Ia dați-le unul lor să vedem dacă știu să plece, să facă. Păi, asta, să oprească ei acolo, să gândească la ce numere înmulțite, tot așa trebuie să le luăm ca să meargă ei să frumos. Deci nu pot să dau, trebuie să ies afară, să-l fac și pe rusele le dau lor. Era unul dintre ele, mai zicea, produsul este atât, suma sau diferența este atât, dar unul dintre ele este un număr din trei cifre. Știți? Obligatoriu, celălalt era un număr dintr-o cifră, da, trebuia ei să se sizeze. Sigur că da. Dintre variante făceam selecția asta. Exact. Da? Deci iarăși te ajută acolo. Descompunerea este esențială. Descompunerea asta și acum tu te duci repede pe analiză. Exact, și am analizat așa. Da. Deci asta este. Atenție, nu rupem aici greșițul. Dacă ai continuat cu desfacerea, distributivitatea aplicată, 118 minus B și minus B ori B, B pătrat, gata, e sărit. Pe segmente nu s-ar putea face. Nu merge pe segmente, că e produs. Da? E produsul acela și nu merge pe metoda. Este singura chestie, cât oricât să facă. Cât oricât. Da? Deci asta este, cu variante și se exclud celelalte datorită acestui lucru pe care l-am precizat. Mie mi-a rămas mintea, vă spuneam, la problema aceea care a fost dată la testare. Aceea care ți-o ridicat mari probleme, Daria. Punctul B, ăla care punctul B, e da, de la ultima, da, problemă, da, Daria, da, ăla cu jocul ăla. Ștergem două și punem... Scăderea. Trebuie să facem noi analiza, da. Ăla când erau două, nu trebuie pare. Domnul profesor s-o gândi în pari, erau trei, parcă. Da, deci la 5. Hai să ne amintim la 5 și pe urmă la 8. Da, 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 erau până deci, la 5. Dacă se află pe tablă toate numerele cu 0, 1, 2, 3, 4, 5, și de la 5, 0, da, inclusiv 0. Da. Care are vreun sens 0 acela? Nu. N-are nicio contribuție. Trebuie să ia câte două, nu? Domn profesor? Nu văd.
Nu văd contribuția. Dar hai să facem așa. Uz 0 pus și fără 0 pus la care avea. Și tăiat 2 câte 2. Care e, Cristina, exercițiul dacă? Deci, 0, 1, 2, 3, 4 și 5, da? Da. Deci, pe tablă sunt de la 0 până la 5. Puse toate numerele. Da. Toate numerele. Da? Și? Și jocul e așa. Dacă, Alexandru, joacă următorul joc. Taie 2 și pune scăderea lor. Se gândește la un număr natural, așa îl scrie. O mutare constă în ștergerea oricăror două numere de pe tablă și scrierea în loc a diferenței celor două numere. Corect. Taie 2 din ele și rezultatul e scăderea. E și scăderea o pune pe tablă. Și unul din ei câștigă dacă ajunge la 1. Și se câștigă dacă se ajunge la 1. Da, de exemplu, îl tăiem pe 5 pe 0. Și faci așa tu într-un fel ca să... Deci 5 minus 0 rămâne 5. Dacă scapi de 0, aia e prima chestie care îți dai seama. Dar dacă n-ar fi fost 0... Pe care l-ai fi tăiat? 5 și 1. Pe 5 pe 1, de exemplu. De fapt, 0 e ca să fac doar o scădere. Hai să vedem, n-ar fi fost 0. Eu m-aș gândit să fac mai de 4 cu 5, 2 cu 3. Lăsăm așa cu 0 de la început și prefacem și fără 0 și vedem dacă, da? E problema să avem pe 1, da? Iată ce am gândit eu. Am să fac așa fel încât să câștig un 1 pe care să-l țin cât pot de tare, bunoară. Pe 1 fiindcă l-am de la început. Păi ușor să-l faceți. Da? De fiindcă l-am. N-aș vrea pe 1 să mă ating de el. Vă ajut! Și să-l las acela să-l văd dacă nu pot face toată treaba. Știm, puteți să face, da. Simplu. 4 cu 5 și 2 cu 3. 4 cu 5, la scădere cât face? Da. Și 1. Face, tăie 4 cu 5 și face 1. Da. Și 2 cu 3, tot. Da, 1. Da. 1 cu 1 și face 0. 1 cu 0. Exact. 0, domnule. 0. Da. Și gata, și atunci am da. Și atunci l-a păstrat 1. Exact. Și a rămas 1. Și a câștigat copilul. Asta s-a demonstrat ușor, 5 puncte. Exact. Da. Hai să facem de la 0 la 8. De la 0 la 8. 0, 1. Cu 0 prezent deocamdată nu e de rostul. Da. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? La 0 la 8. Da. Păstrez pe unul, sunt încăpățânat eu. Să demonstrăm cum era că... Că niciodată n-o să fie... Niciodată n-o să fie unul. Păi eu spun că... O să fie. O să fie. Îl tăiem pe 8 și pe 7. Și păstrez pe unul. Corect. Îl tăiem pe 8 și pe 7. Și face un 1. 1. Pe 6 și pe 5. Face iar 1. Pe 4 și pe 3. 1. Și pe 2 și pe 0. Pe 2 și pe 1, că ai și niște 1 pe 1. Dar de ce n-ați vrea să faceți așa dumneavoastră? Așa că noi n-am vrea să faceți. Și pe 2 și pe 1. Și vă rămâne 1. 2 minus 1 și vă rămâne încă 1. 2 minus 1 și vă rămâne 1. Nu minus 1 ăla, minus 1 de jos, domn profesor. Acum, 2 minus 1 ăsta. Da, așa rămâne 1. Uite, 2 minus 1 și rămâne 1. Și am avea 1, 1. Nu, 1. Îți va termina cu ăștia, da? 1 minus 1, 0. Și acum 1 minus 1, 0, 0, 1, 1. 1 minus 0, domn profesor. 1 minus 0, 1. Și 1 ăsta care vreau să-l țin deoparte, nu-l pot. Păi dice, 1 minus 0 am ajuns. 1 minus 0 face 1. 1. 0 nu îl influențează deloc. A, 0 nu influențează. E o prostie cu 0. Așa, și atunci și rămâne... Nu am ce face. Când-s două și fiind două, trebuie să-l leau cu acest 1 care nu era... de care eu țineam foarte tare, eu țineam foarte tare de unul ăsta să-l păstrez. Și trebuie să-l luați. Și îl trebuie să-l iau. Și unul minus unul... Păi dați să-l luați. Și ei cum trebuia să scrie analiza? Păi simplu așa. Presupun că ar fi contrariu. Adică că ar rămâne unul. Și cum pe unul ăla de la bun început, păi să-l izolez. Și îl păstrez. Da? Și îl păstrez. Și trebuie să văd dacă pot să-l păstrez până la sfârșit să fie numai el. Așa prezi, să fie numai el. Pentru că, de exemplu... Pentru că asta, modelul de sus am văzut. Nu s-a... l-am putut păstra pe unul. Da. Da? Da. Ei, și fac raționamentul acesta foarte rapid. Cum am zis eu, 2 cu 3, 3, 4 cu 5, 5 cu 6, 7 cu 8 acolo. Sunt, aici este poanta,
Că sunt câte perechi de acestea? 4. Una, două, trei. Trei perechi care varsă câte un 1. Și a patra pereche care varsă câte un 1. Sunt 4 și atunci nu e număr. Și fiind 4, de alte 1, când tai câte 2, înseamnă că în final nu mai este niciunul. Asta da? Da, că nu poate să câștige, dar analiza aceea ca să deie punctajul. E prostie. Deci iei pe punctajul acela, pur și simplu o omorât problema asta. Eu mers pe varianta în care m-am povestit că la națională, eleva aceea mea, o dat soluție care nu era deloc în bare. Da. Și corectorii care sunt niște bieți profesorași de multe ori veniți prin țară, au pus pur și simplu cum pui la șoferi grila aceea. Da, și nu a fost, nu, da. Și ei au zis, nu, unul. Era tu. Dar aici zice că ia orice altă soluție dacă o demonstrează. Dar ei trebuiau să facă o analiză. Asta era analiza. Încerc, e ce spus, orice altă. O ia în considerare, dacă e bună. Dacă da, sigur că da, dar dacă ei merge cu raționament așa. Presupun că există unul, că voi păstra pe unul. Voi trebuia să scrieți raționamentul ăsta, adică chiar dacă nu ați mers pe raționamentul ăla, ați mers pe un altul și l-ați dus până la capăt. Sigur că da. Ei acolo au observat că sunt 4 numere impare și că două, dacă da, ea... Da, și în joc au fost obositor pentru ei. Pur și simplu te băga într-un șablon de gândire așa cum au gândit el soluția. Care mai are prostii pe care trebuie să o remarc, sunt înnebunesc când văd așa ceva. Deci, unul dă o soluție, acea soluție zice, asta e, și cu asta basta. V-am povestit ce am pățit eu. Am condus Olimpiada fază județeană la un moment dat și am compus un exercițiu. Apropo de asta, am compus un exercițiu care am zis eu, am terminat pe cei de clasa 11. Eu aveam problema acolo, usta. Și am făcut o chestiune de ascunsă, încât elevul numai câte o să aceeași mitor și a ieșit foarte repede problema. Și am zis, măi, băiete, măi. Deci iată cum, ce gândisem eu ca soluție și cum de ușor, cât de ușor am putut să o fac el. De aceea, insist, spun, trebuie să înțelegeți, Davide, fiindcă te așteaptă această testare, noi ne mai întâlnim, poate. Joi, da. Și vreau să spun așa, că care este strategia pe care trebuie să o adoptez? Eu nu sunt profesor din școala generală, nu sunt nici profesor de la 1-4, dar am cum să spun, forța necesară, spun că trebuie să înțelegeți următorul lucru. Și orice problemă pe care o ai, o citești de 2-3 ori, de 7 ori, nu cauți modele, că spui, de asta am făcut, n-am făcut, nu știu, nu știu. O analizezi. Dacă încă nu pornești, este semn că n-ai analizat-o suficient. O citești încă o dată și încă o dată cu calm, cu răbdare. Tu crezi că de câte ori mi se întâmplă și eu să mă aflu în situația să nu pot face problema? Dar ce fac atunci? Opa! Stai, s-ar putea să fie greșeala mea, că nu sunt atent, nu vreau să... Deci învățați să pătrundeți în problema, să fiți sobri cu problema. Problema este necunoscută și voi trebuie să ajungeți la ea. Nu ne interesează decât să facem, să emitim o judecată corectă. Asta este esențial. Am o problemă. Te rog. Dacă se așează câte două flori în fiecare vază, rămân 3 flori. Deci dacă așezăm câte două flori în fiecare vază... Uite mai, vaza așa o face. Am mai făcut noi. Câte două flori, da? Câte două flori, fiecare vază. Și așa mai departe. Faci și algebric, domnule. Faci și algebric. Dar de-acum dată așa mi-a venit în minte. Varianta asta. Deci, dacă se așează câte două flori în fiecare vază, rămân 3 flori, domnule. Rămân 3 flori. 3 flori. 1, 2, 3. Rămân. Rămân. Dacă se așează câte 3 flori în fiecare vază, rămân 4 vaze libere. Punem aici, de uite ce facem. O punem aici o floriță. Aici o floare, aici o floare. Și cele care rămân goale, le punem acum, tot în seria asta. Patru rămân goale. Nu, nu, nu. Hai să facem șmecheria așa. Faceți mai multe, domnule. Nu, nu. Facem așa. De desubt, reluăm desenul cu 3 floricele.
Da? Reluăm desenul cu trei floricele. Ălea două dinainte. Și cu a treia pus acum, da? Bun. Și la sfârșit le pun pe cele patru goale. Atenție, copii! Și asta, și asta, și asta, goale sunt acum, da? Patru goale. Adică aici, eu n-am știut câte să pun goale. Iată, le pun cu câte două. Pun câte două. Una, una, două, trei, patru, care fusese câte două floricele. Acum, astea au rămas patru goale, fiindcă au plecat celelalte. Și de aici încolo, de aici încolo, toate câte ori fi, au câte trei. Două dinainte și încă una aici. Asta e situația foarte clară. Da? Deci, de aici încolo, de aici încolo, toate, deci toate au acum trei și patru goale. Păi eu să fac trei plus patru, așa, ok. Care trei plus patru? Nimic, da, domnul profesor. Nu trebuie să fabulez. Deci n-ai rost să fabulezi. Trebuie să stai să analizezi. Și începe. Profesor, păi acolo alea patru, de la ultimele patru, alea câte sunt acolo? Câte două, nu? Opt. Câte două. Opt le adunăm cu alea trei, care ne-au rămas. 11. 11. Și alea 11 le împărțim. Le adăugăm câte una aici. Și atunci ce ai observat-o? Că sunt câte trei. Câte vaze sunt câte trei? Câte trei, câte trei, câte trei. Aici sunt multe. A, da. Câte sunt câte trei? 11. 11! Pentru că sunt cele 8. 11 vaze plus 4, 14 vaze. Gata-i. Da, o știi să faci și algebra. Ia-o! Las-o acum, mă. Las-o să vezi cât de faină a fost problema. Deci eu vreau să trăiesc bucuria așa, asta că am prins problema, mă. Deci v-ați zic că... Am înțeles și eu acum. Foarte tare, mă! Deci ți-a plăcut mai degrabă varianta când de desubt am mai făcut desenul. Da? Deci, vedeți, asta înseamnă profesorul din mine a fost solicitat practic de tine imediat. Că tu te uitai când ai zic fabulez, am zis, băi, să fac ceva, să-l opresc. Dar nu să spun, băi, nu mai fabula. Și să fac ceva ca să nu mai fabulez. Adică hai să prezint situația într-alt desen. Fostele, câte două, goale acum, ți-a venit foarte ușor să vezi că le-ai luat. Deci asta, așa e momentul foarte tare. Deci a văzut foarte repede că le-a luat pe cele patru. Că-s goale acum. Cele 8. Și cu trei, 8. Și cu 3, 11 și acelea le-au distribuit celor 11. Și de aici e clar că 11 vaze sunt câte 3. Da. 11 și cu 4. Da? 15 vaze. Frumos. Lăsați-mă să fac algebra. Adică cum o să fac? Deci notăm cu X numărul de vaze. X numărul de vaze. Și o să fac X ori 2. Dar stai puțin, și cu Y numărul florilor. Da. Păi trebuie să mă duc până la capăt. X numărul de vaze și cu Y numărul florilor. Și o să fac X ori 2 plus, da, 3. X ori 2, adică ce înseamnă X ori 2? Nu pune, da. Dar ce înseamnă X ori 2, mă? Adică numărul vazelor 2. Adică o vază primește câte două flori. Deci X numărul de vaze. Ori 2, e zis bine. Cu câte 3 care au rămas. Așa, cu 3. 3 flori care au rămas. Da, 3 flori. Da. Deci când ai zis X ori 2, te-ai gândit la flori, ai numărat florile. Da. Nu, da? Am numărat câte flori sunt în vaze. Adică vazele sunt în vaze. Ai numărat florile. Că ai zis X ori 2, X vaze ori fiecare câte 2 și plus 3, egal cu Y. Deci, da. Ca să fie următoare relație, o să fie... X minus 4 ori 3. Da? Minus 4. Că din toate vazele, da. 4 goale. Da. X minus 4
Ori 3. Egal cu Y. Și acum regrelația, da. Adică o să fie X ori 2. Deci de aici înseamnă X ori 2. Plus 3 este egal cu o paranteză X minus 4 ori 3. Și acum o să duc o să fac distributivitatea și o să fie X ori 2 plus 3 va fi egal cu 3 ori X. 3 ori X. E minus 12. Și o să duc necunoscutele într-o parte și o să fie X ori 2. Adică, știți? Invers să ducem. Adică... adică necunoscutele le duc într-o operație și... într-o parte. Așa, într-o parte. Dar ai să ducem partea asta, că 3X e mai mare. Să da, vă da, o smecherie. La cel care e mai mare, îl respectăm. Ducem la el acolo. Da. 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 Să fie 12 plus 3. 12 plus 3. Este egal cu 3 ori 3 ori X minus 2 ori X. 2 ori X. Și o să fie 15 este egal cu 2X ori egal cu? X. 2 ori X. Cum? 3 de-al de X căzut 2X. Egal cu sigur X. X este egal cu 15. Adică numărul bazelor e 15. Și ca să aflăm acum, pot să mă duc în, să spunem, prima relație. Ca să aflăm numărul florilor, de duce da, prima relație și vine. Să fie 15 ori 2 plus 3, care va fi egal cu 33. 33, flori. Da. Și calculam foarte, bravo, foarte dar, ușor. Nu, da? Cred că Daria, nu știu dacă Daria am înțeles. Iau încă o dată, Daria. Înțeles. Dar nu problema, că zic data alta să pleci ea în rezolvare, cum a plecat David, da, să văd și eu cum gândești. Și deci, am înțeles, am profesor. Da, înțeles, da. Tot așa, da? Tot așa, în varianta asta. Dacă într-o clasă elevii sunt așezați câte doi în bancă, rămân 5 elevi în picioare. Hai să fac. Câte doi în bancă. Poți să fac o desenșă? Sigur că da, dar tu deși doi, tu înseamnă că zici. Deci dacă așezăm câți elevi, am zis, câte doi în bancă, rămân 5 elevi în picioare. Dacă îi așezăm câte trei, rămân 5 bănci libere. Hai să zicem, 5 bănci libere. Perfect. Deci, mai întâi facem un desen. Da. Cu mai multe cerculețe sau pătrate sau... Cu ce vrei, nu e important. Important este... Așa. Băncile. La fiecare... Hai să-i facem formă de dreptunghiuri, da? Când băncile da, sunt cam formă de dreptunghi. Deci, să ne închipuim băncile, un număr de bănci pe care nu-l știm. Da? Una, două, trei, patru. Și cât am zis că rămân? Cinci libere. Le facem pe ultimele cinci. Cinci elevi, a zis că... Da, dar și liberi cât am zis. Vitalia problema, că tu ești a... Deci, am spus, dacă stau câte doi elevi în bancă, atunci cinci elevi o să rămână fără. Cinci elevi, da? Uitați așa, tot. Cinci fără. Și dacă stau câte trei în bancă, o să rămână cinci bănci libere. Cinci bănci libere. Dar, fiindcă vorbim de 5 bănci, la sfârșit trebuie să puneți 5 bănci. Da, da? Și atunci, deci punem început, câte 2. Da, punem câte 2 și spunem pentru primii, așa fac. Cât credeți. Și deci, apoi mai punem și unii care au câte 3. Și acum punem de desu, facem din nou de desu. Da, unii care au câte 3. Deci... vom pune și ține minte că rămân câte bănci libere? 5 bănci libere. 5, ăsta de aici, da? Da. Ăsta de aici rămân libere. E bine, din acelea 5 copii care sunt fără, adică 5 elevi, o să împărțim câte... puneți câte 3. Câte 3 de profesor. Da, 2 și pun asta de desubt, Daria.
Și puncte aici, nu știu. Nu știam unde da. Să ne oprim, nu știu. Păi, acelea 5, o să le dăm la încă 5 copii care au câte 2 pentru a avea și ei 3. Cei 5 elevi nedistribuiți? Da, cei 5 elevi nedistribuiți. Dăm câte unul, dăm câte unul la 5 bănci. La 5 bănci, ca să rămână și ei cu 3, să aibă și ei 3. Bun. Și atunci, apoi ne luăm de cei care au 5 bănci care sunt libere. Da, din ce cauză sunt libere? Pentru că da, am pus câte 3 în bancă și au rămas 5 bănci libere. Bun. Și facem 5 ori 2. Deci ori 2? Inițial au fost câte 2 în an. Ăsta e motivul. Avem argumentul foarte tare. Deci, fiindcă la fiecare bancă înainte erau câte 2 elevi, erau ocupate de acum de când au devenit bănci libere, înseamnă că am luat cei 10 elevi, da? 5 ori 2, 10. Trebuie să argumentez. Exact. Eu ți-am pus întrebarea ca să văd dacă ai înțeles exact. Bine problema. Că tu trebuia să spui așa. 10 și cu 5, 15. Da? 10 ăștia, la bănci și cu 5, și cu 5 care erau în picioare, 15. 15 completez așa. Eu te-am lăsat și pe bucățele, că ajungi la același lucru. Și câți elevi ai completat 5, nu? Cei 5 în picioare ai completat 5, și că de acum pe cei 10 mai completez încă 10 da, în bănci. Și atunci o să faci 10 plus 5 plus 5. Da. Și o să fie 20 de elevi. 20 de? Bănci. Bănci, așa. Da, bănci. Deci bănci. 20 de bănci. Și elevi? Facem 20 ori 2. 20 ori? 2. Și o să fie 40 de elevi. 20 ori 2 plus? Plus cei 5 care sunt distribuiți. Asta e important. 4 și 5. Vezi, Davide, ai zis că X e numărul, ți-o dat X și Y, dar tu nu notezi. X e numărul băncilor, Davide, nu a elevilor. Facem și altceva. Tu ai zis că e a elevilor. Da. A băncilor. Am uitat să scriu. Atenție. Da, e esențial. Uitați-l, da. Scris, uitați-l. Deci, Daria, numărul total de bănci, deci numărul băncilor, 20. Băncilor, cât? 20. Egal 20. Și numărul elevilor. Și numărul elevilor. Am egal cu 45. Și acum algebric o să notez cu X numărul. Deci notăm. Cu X numărul băncilor, da. Numărul băncilor. Și cu Y numărul elevilor. Vreau să mă corectez. Și cu Y numărul elevilor. Ei bine, o să avem că X ori 2. Deci avem X. X ori 2 plus 5 este egal cu Y. Egal cu Y, da. Și X minus 5. X minus 5. O, în paranteză. Ori. Ori 3 este egal cu Y. Și atunci o să avem că același Y. X. Plus 5 este egal 5. Cu 3x minus 15. Și acum îl ducem în partea cealaltă, cu semn schimbat. Pe cine? Am să avem 15 plus 5 da. Este egal cu x. Plus 5, da. Da. 15 plus 15 5 plus 5 egal cu x. X este egal cu 20. X egal cu 20. Și facem 20 și pun în relația de sus. O să fac 20 ori 2 plus 5 este egal cu Y. Deci Y deci este egal cu 45. 20 ori 2 plus 5 egal cu 45 elevi. Am făcut la fel. Foarte elevi. Încă o dată, curajul de a aborda problema, trebuie să fie la tine. La tine acasă. Deci tu trebuie să îndrăznești, să spui că fac, sunt atent, o citesc de 2, de 7, de 9 ori problema și dacă nu intri în problemă, înseamnă că n-ai înțeles-o. Și dacă îmi permite, domnul profesor, Davide, da. Nu pleci pe algebric. Că poate o greșești. Pleci pe algebric, o scrii pe ciornă, vezi la ce ai ajuns și pleacă pe desen să vezi dacă e așa.
Asta deci, o să te ajute pe tine să, să nu crești deloc. Partea asta figurativă este foarte, foarte importantă. Eu nu uit nicio clipă ceea ce am făcut data trecută. Mi-amintesc că era cu un segment, se prelungește cu atâta, segmentul acela egal cu... Nu mai țin minte problema, dar era, așa era. Deci... era vorba că A egal cu A plus un număr 15 și parcă o treime aici. O treime din A plus 15, cam așa ceva. Nu era așa. Dar asta e problema fetiței alea care a sunat de un profesor. Așa. E de aia. Deci dar bine, n-a fost, nu știi. Nu, problema aceea, da, nu. Foarte tare. Foarte tare problema aceea, da. Deci, da, a fost super și ciudată și interesantă. Foarte tare. Iar cam la asta se reducea. Deci, e vorba de un număr care e mărit cu ceva, și face o treime din el și se dea numărul la început. Hai că să văd dacă mi-amintesc. Nu ziceți aia cu linia aia care am făcut în 4 segmente? Aceea, dar nu, esențial este asta să rezolvăm. Cine este A-ul de aici? Dar nici nu spune ce rezultat. Uite mă! Nu am rezolvat. Este așa. Domn profesor, cum erau segmentele? Plus 15. Îți dă un rezultat. Faci o treime din el și tot mai avut de la început. Da, pe nu faci un segment, cum mi-a dat 15, da. Aia segmentul ăla, în parte 3, e un segment și am dat un segment cu 5. Ia să vedem. Ia să vedem. Să vedem, poate ai dreptate, nu mai mai amintesc tu, dar acum vreau să mă ajut să-l dat. Deci așa cum ziceam. Deci, Davide, îl reprezentăm pe alt într-un segment. Ăsta este A. Da, plus 15. Vedeți sub. Reluăm desenul cu A care era înainte, plus 15. Da, și pe urmă îl împărțim. Îl împărțim. Nu-i bine? Nu, trebuie să dați un număr care se împarte la 2. Deci, 12, vă rog. Cu 12? Da. Că știți că 15 trebuie să fie în 6. A, nu sunt... așa, 12. Păi înseamnă că am făcut bine. Da? Deja aveam făcut 13. Deci, Davide, pe A îl mărim cu 12, dar nu știm cât de mult să-l mărim. Da, domn profesor. Da? Nu pot să vă spun eu? La A o să-l împart în 3. Nu pe A. Pe A de la început? Da, pe A ăsta de acum cu 15. Deci ăsta, da? Da. Care i s-a adăugat 12. Fără 12. Împart doar A. Nu mai au? Da, e corect, da. Domn profesor, deci dacă vă spuneți că uitați-o dumneavoastră împărți și 12? Păi, au și cu 12 trebuie împărțit. Lui A plus 12 să facem o treime. Vedeți că au s-a modificat cu 12. Da? Și acum îl împart, tot segmentul ăsta îl împart în 3. Da, vine. Davide, îl împart în 3. Ăsta așa trebuie să-l împărțim în 3 și să dea A-ul. Da, nu m-am prins. Îl împărțim pe toate în 3. Pe care? Pe ăla mare. Păi ăsta mare trebuie să-l împărți în 3. Da. Adică ce ar însemna ca să rămână A-ul? Adică ce ar însemna A-ul rămâne două segmente din 12. Da. Discutăm cu Davide pentru că el n-a fost. Deci, atenție, Davide. Domnul profesor, uitați așa mă gândesc. În segmentul ăla mare îl împart în 3, iau un segment, îmi rămân două segmente din 12. Fac 12 împărțit la 3, 4. Nu prins bine problema. Hai să analizăm un pic. Deci, noul segment este fostul A de aici, căruia am mai pus câte am mai pus? 12. Și acum pe el îl împart în 3 și trebuie să rămână A-ul. Trebuie să rămână A-ul. Înseamnă că pe ăsta 12, în câte bucăți să-l... În 3 bucăți. Hai să analizăm mai atent. Ca să rămână o bucată A-ul. Deci să rămână o bucată A-ul. Deci după ce îl împart pe ăsta tot, Davide, pe ăsta tot după ce îl împart în 3,
fiecare parte să fie AU. Adică dacă când împart o bucățică de AU să fie A. Deci o bucățică... Păi îl împart în trei. Da? Și, o... și una dacă... să fie AU. Păi așa spune, păi, AU e... Păi dacă îl împart în doi. Asta era, mă. Și o să rămână șase și AU să fie șase. Asta e, mă. Asta, mă, vreau tot trag de tine, mă, ca să te prind aici. Deci asta, al împărți în trei, înseamnă al împărți cu ăsta în două. Două bucăți cu asta ca să rămână AU de atins. Fantastică, problema e foarte tare. Mai dați. Da? Și facem chestia asta cu rezultate. A, și comparăm rezultatele. Păi AU o să fie direct... Șase. Terminat problema. Dar e foarte frumoasă problema. A, egal cu... Eu nu înțelegeam de profesor, nu spuneți. Trebuie să fie la 5 pe 7 din A plus A plus 6. Mai facem. Uite asta, asta. A egal cu 5 pe 7. Nu, facem pe care și apoi comparăm rezultatele. Hai să urmă. Tata! A e 3. Nu, aia 2. Scuzați-mă, greșeală de sistem. A egal cu 2? Nu. Stați că nu mă arunc. Cam 5. Ia să vedem, dar ea dacă dai răspunsul aici. Cât e azi? A egal cu 15. Unde? Nu. Da? N-are de unde. Dar... Trebuie să fie egal cu acelea de A. Și eu le-am împărțit. Și atunci i-am împărțit în două segmente. 6 împărțit la 2 este normal că dă 3. Nu asta a fost motivul. Aici ne-ai prins bine problema. Ați spus că dumneavoastră trebuie să împărți segmentele la A. Că sunt ca A. Și pe dare și pe dare. Sunt ca A acele segmente. Așa, păi asta am vrut să vă zic. Dar nu sunt ca A și nu sunt 3. Nu sunt 3, domn profesor, adică trebuie să le tai. Cât trebuie să împărțim? În 2. 7. Aici au fost în 3, că a fost numitorul 3, acum în 7, Davide. Deci, atunci am greșit? Sigur. S-a întrebat să dai răspunsul corect, dar ai greșit raționamentul. Da? Deci, vedeți, este prima dată când vă atrag atenția că reflexul, dată rezultatul, e corect? Nu. E corect rezultatul, dar e raționamentul prost. Ia uite, David, ăsta este AU, da? Dar uite și tu. Și acum... Și încerc să înțeleg de ce, da. Acum, AU ăsta se prelungește cu cât? Cu 2 segmente. Se prelungește cu doar 6. Da. Cu 6. Și pe urmă el tot se împarte, tot ăsta 7 copii, în 7 se împarte. Adică fac 7 bucățele mici? În 7. Împărțiți în 7. Și ca să-l împarte în 7, ei bine, împarte în 5 pe astea. 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 și cu încă 2 am ajuns la 7. Chiar are sens acum. Da, cum și să dacă faci 6 împărțit la 2 de 3, da. Păi așa, ca să fii 7, ca să fie 7 segmente, 5 le-am aici. Dar nu e un segment aici. Întreg. Poftim? Nu e un segment întreg acolo. Dar nu, Daria, păi tocmai, că e 5 pe 7, Daria. E 5 pe 7, din coace a fost 1. Da, dacă o bucățică din aia mică e 3. Dar nu, o bucățică de asta mică este 3, cum am spus. Atunci, iar au 5 ori 3, 15. Da, pe așa am zis. Bun. N-am urmărit, îmi cer scuze dacă ai spus așa, dar tocmai atenționam că esențial este să împărțim pe A în 5
am înțeles. Da? Ca să completăm până la 7 încă. A, deci am înțeles. Trebuie să spunem că am 8 și la primul trebuie să împart în 6 neapărat și la doilea trebuie să împart în 2. Da, mă, diferența, mă, între 5 și 7, între 5 și 7 cât 2. Este? 2, am înțeles. Asta, de acolo vine. Între 1 și 3 cât este? Tot 2. Asta a fost motiv. Hai să vedem așa. Rezultatul. Da. Acum a e egal cu cât e ceasul? O vinte 2 minute. A egal cu A egal cu 3 pe 8 din A plus 25. Haideți, domnul profesor, să spun așa un lucru. M-am prins. Cât iau? A, este egal cu 15. Așa este. Cât iau? 15. O să spun cum am făcut? Cum ai gândit? Deci, am făcut segmentul A. A este un segment. Și pentru a-l împărți, am făcut și 8 ori 3, care îmi dă 5. Și atunci înseamnă că A este împărțit în 3 segmente. Deci A pe, o să-l împart în 3 și restul o să fie 5. Până la 8 mai am încă de 5 segmente de asta. Da, pentru că 8 minus 3 dă 5. 3, 4, și aceste 5 segmente 5. Sunt 25. 25 părți la 5. 5, 5, asta e 15. Diferența între 3 și 8. Diferența între 3 și 8 e de 5. Da? O să atunci, fac una. Pe ăsta de aici încolo, pe 25, trebuie să-l facem în 5. Da, profesor, poți să-mi fac acum aici. Da, da, ne oprim. Așa, suntem în presiune, încăm ora lor, nu se poate. Ce probleme am făcut la clasa a 4-a? Probleme cool. Cu divizorii, nu? Aur, exact. Deci, probleme... Aveaște-mi din divizoriu unui număr. Apoi am făcut problema rezolvată prin metoda figurativă și algebrică, nu? Probleme rezolvate prin metoda algebrică. Și figurativă. La clasa 7 ce facem? Algebră sau algebră? Geometrie. Geometrie. Băi, nu m-a spus că se zice geometria asta. Nu. Nu m-a spus.